De exemplu, aceasta este a patra emisiune în care ne ocupăm de un singur subiect și anume credința. Definiția credinței, așa cum este ea formulată pe paginile dicționarului de teologie ortodoxă, scris de preotul profesor dr. Ion Bria, este o definiție foarte concentrată. Ce facem noi acum este să ne oprim asupra descrierilor acestora ale credinței, sigur, numai câteva din ele, din cadrul acestei definiții ca să le explicăm mai pe larg. Duhul cel sfânt al lui Dumnezeu, care l-a călăuzit pe preotul profesor să alcătuiască această definiție, ne arată cum nu se poate mai limpede ce este cu adevărat credința. Dacă punem ceea ce se consideră azi credință în ortodoxie, alături de această definiție scrisă din dicționar, nu putem decât să considerăm că nu se potrivesc cum nu se potrivește noaptea cu ziua și întunericul cu lumina. Am văzut noi astfel pe parcursul emisiunilor precedente prima dată este facultatea, adică unealta sau instrumentul prin care primim revelația lui Dumnezeu din cer la noi jos pe pământ. Și după aceea ni se arată imediat și mijlocul prin care putem să ne verificăm revelația asta dacă este într-adevăr din cer de la Dumnezeu. Pentru ca nu cumva să fie vreo imitație a satanei, preotul profesor Ion Bria, ne arată că primirea revelației acesteia, dacă este într-adevăr de la Dumnezeu din cer, îl trece pe omul care a primit-o într-o altă stare de existență. Aceasta este ceva asemănător cu ce spune Scriptura la a doua epistolă lui Pavel către Corinteni, la capitolul 5, la versetul 17, că adică credința face din om. O creatură nouă. Credința face o lucrare atât de deosebită în caracterul acelui a care a primit-o, încât devine de nerecunoscut pentru cei din jurul lui. De aceea zice o altă ordine de existență. Arătam noi atunci când am explicat că asta se poate înțelege mai bine ca un fel de proces de metamorfozare adică dintr-o omidă lipicioasă și nesuferită, care lasă urme mizerabile pe unde se târăște, iese un fluture multicolor care zboară mai stos din floare în floare în bătaia razelor luminoase de soare. Cine ar putea compara o midă atât de respingătoare la vedere care se târăște pe pământ cu fluturele acestea minunat care zboară Asta ne spunea nouă proiectul profesor Ion Bria, că face credința din acela care o primește. Muzică. Ne spunea mai departe apoi sfinția sa despre credință că vine din propovăduire, din mărturia directă a celor ce au văzut cuvântul vieții. Și aici avem din nou mărturia că, venind de la cei care au văzut cuvântul vieții, credința aceasta naște viață, viața divină a lui Dumnezeu în acela care o primește. Credința ortodoxă adevărată nu este numai o zicere cu gura că, e, da, cred și eu în Dumnezeu. Preotul profesor a avut grijă să ne atragă atenția că asta e numai credința demonilor care a zis ce din gură, cred în Dumnezeu. Credința lui Dumnezeu, ne spunea mai departe autorul, este o relație personală cu Dumnezeu. Păi asta nu e același lucru cu a zice ceva și a-ți se trece numele pe un registru al Bisericii. Aici este vorba că am o relație vie, directă și adevărată cu Dumnezeu. Și ne învață apoi mai departe preotul profesor Ion Bria că întâlnirea asta cu Dumnezeu produce o stare de pocăință în inima omului, urmată apoi de botez. Numai cine s-a pocăit, a crezut în Evanghelie și s-a botezat după aceea, numai unul ca acesta are credința ortodoxă cea dreaptă. Acestea sunt Trăsăturile credinței ortodoxe, așa cum le găsim scrise în Dicționarul de Teologie Ortodoxă. Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celor care v-ați luat timp să ascultați, o să vorbim despre încă două urme pe care le lasă credința pur ortodoxă în viața a care o primește. Prima dată ne spune preotul profesor Ion Bria despre credință că produce un nou stil de viață. Iubiți mei ascultători, luați bine aminte la cele ce auziți acum. Nu cred că aș greși dacă aș afirma că cea mai mare majoritate dintre dumneavoastră N-ați mai auzit astfel de lucru și vă vine aproape imposibil să mă credeți. Nu vă bateți dumneavoastră capul cu cine sunt eu. Lăsați-mă pe mine în plata bunului Dumnezeu. Că sunt una sau cealaltă nu contează. Ceea ce trebuie să vă preocupe pe dumneavoastră este faptul că, dacă nu aveți credința asta, despre care vorbește dicționarul de teologie ortodoxă, luați aminte, nu puteți ajunge la locul luminat. Asta este credința ortodoxă și alta nu mai e. Dacă vreți să vă convingeți cu aveți, verificați-vă viața dumneavoastră. Trăiți dumneavoastră un nou stil de viață? Așa cum spune dicționarul, nu vă mai gândiți la botezul din vremea când erați în fașă. Aici învățăm că credința adevărată produce un nou stil de viață. Dacă este un stil nou, înseamnă că există și unul vechi. Care? E acela pe care l-ați trăit până acum. Acela e un stil vechi de viață. Acum, Trebuie să urmați pașii arătați de preotul profesor Ion Bria, adică să vă pocăiți, să credeți în Evanghelie, să vă botezați și să primiți Duhul Sfânt. Iar dacă ați ascultat de poruncile astea, pe care preotul ni le dă din Scriptură, veți trăi un nou stil de viață. În viața dumneavoastră nu vor mai fi înjurături nu o să mai dați celui rău toată ziurica pe dumneavoastră, pe toți cei pe care îi vedeți în față? Nu o să mai fie minciună, furt, hoție, beție, curvie, bătăi și o mie și una de alte rele. Cine a primit credința ortodoxă trăiește acum un nou stil de viață, dacă a primit-o. Dar dacă nu trăiește acest stil nou de viață, ia minte, nu eu zic asta, ci zice preotul profesor Ion Bria. Tu nu ești creștin ortodox. Și, de fapt, preotul ne arată asta din scriptură, de la Cartea Fapte, capitolul 2, versetele 36 până la 38 totul a început acolo cu propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, pe care o făcea apostolul Petru, plin de Duhul Sfânt. Iar ascultătorii, când au auzit vestea cuvântului lui Dumnezeu, ni se arată acolo că au rămas străpunși la inimă. Și acesta nu a fost un simțământ oarecare, ci a produs în urmă o stare de pocăință. Iar după ce s-au pocăit, s-au botezat, au primit Duhul Sfânt și atunci, după aceea, i-a adăugat Dumnezeu la biserica lui. Toate aceste faze le găsim descrise la Cartea Fapte, capitolul 2, unde ne-a trimis preotul profesor Ion Bria. Dragul meu ascultător, care te socotești creștin ortodox, ai tu această credință ortodoxă? Ai acum prilejul să-ți verifici credința pe care o ai? Aceasta este adevărata credință, și alta nu mai e. Oricine are Revoluția asta a vieții, răscolită de credința despre care ne vorbește Dicționarul de Teologie Ortodoxă, are parte cu Dumnezeul care i-a dăruit această credință. Poți să te numești cum vrei. Dacă ai credința lui Dumnezeu, care ți-a dat un nou stil de viață. Poți fi sigur că ai să ți petreci veșnicia cu Dumnezeul care ți-a schimbat viața. Nu-ți pleca urechea la ce auzi în dreapta și în stânga. Nu ține cont de formule, de nume și de culte creștine. Aici este vorba despre credința care vine de la Dumnezeu și care se verifică nu din numele pe care îl poți, nu de biserica la care mergi. Ci de schimbarea pe care o face în viața ta. Am mai arătat eu că preotul profesor nu spune aici credința ortodoxă, ci el vorbește în mod simplu despre credință. El știe că nici nu există o credință ortodoxă. Eu m-am referit mereu la credința ortodoxă pentru că știu că asta place ortodoxilor să audă. Adevărul este însă că, așa cum ne arată autorul dicționarului de teologie ortodoxă, credința este a lui Dumnezeu și se recunoaște numai după lucrarea făcută de Dumnezeu în om. Citind mai departe definiția credinței, așa cum a formulat o preotul profesor Aflăm că, pe lângă schimbarea stilului de viață, a vieții acestea trecătoare, credința face chiar cu mult mai mult decât atât. Ea schimbă și destinul pentru eternitate. Ai auzit? Numai prin credința lui Dumnezeu poți ajunge la locul minunat. Cum poți să crezi? că ar putea cineva să te vâre cu deasila în cerul lui Dumnezeu? Chiar crezi că cerul lui Dumnezeu e ca o stână fără câini, cum se zice așa prin popor? Și că acolo bagă cine vrea pe cine vrea? Poți să crezi așa ceva? Ia aminte! Fă bine și ia minte la ce ne învață un preot ortodox, care este și profesor în teologie, și chiar doctor în Teologia Ortodoxă. Nici chiar Sfinția Sa nu ne spune lucrurile acestea din capul lui, ci ni le aduce din scriptură. Vrei, deci, să ai parte la locul minunat? Află astăzi că nu poți ajunge acolo decât prin credința despre care vorbește Dicționarul de Teologie Ortodoxă. Credința aceasta care ne aduce revelația lui Dumnezeu ne asigură schimbarea stilului de viață aici pe pământ și, după aceea, ne rânduiește și destinul pentru eternitate. Nu te lăsa înșela de cineva care îți promite că atunci când te vei afla fără viață între cele patru scânduri, gata să fii coborât în momentul rece și întunecos, se va ruga el pentru tine și Dumnezeu, imediat, va asculta de el și te trimite la locul înluminat. Cum crezi că s-ar putea să fie adevărat? Spre exemplu, dacă ai plecat de aici, de pe pământ, cu satana în inimă, în gând și în gură, dacă tu ești obișnuit ca toată ziurica să-i dai satanei și pe oameni și lucrurile din jurul tău și pe tine, cu vorbea aceleia să fie al celui rău sau, luate ar ăla răul sau firar al celui rău, cu tare și cu tare lucru, spune Cum ai să poți merge în prezența celui bun, adică a lui Dumnezeu, în timp ce tu ai dat toate celui rău? Păi nu o să vină ăla răul căruia te-ai dat tu toată ziulica și o să zică Doamne, nu te supăra, Sandu sau Leana, oricum te-ar chema, mi s-a dat mie de atâtea mii sau zeci de mii de ori. Auzi, Doamne, da, tu ești Dumnezeu, dar n-ai voie să iei cu forța pe aceia care mi s-au dat mie de buna lor voie. Dacă faci așa ceva, Doamne, nu e drept față de Sandu sau Leana, și nu e drept nici față de mine, pentru că miei clienții. Acum spune, nu-ți se pare dumitare că așa stau lucrurile? Ei bine, tocmai aici intervine farmecul credinței cu adevărat ortodoxe. Treaba cu rugăciunea la groapă este o poveste de-a dormit copiii și de-a dormit conștiința celora care vor să-și fure căciula singuri. Credința cu adevărat ortodoxă, așa cum este arătată peste tot, cât și în dicționarul de teologie ortodoxă din care vorbesc eu, învață că ea, credința, numai ea îți poate asigura intrarea la locul luminat? Și asta nu este așa că, dacă o fi, dacă s-o putea, și că vom vedea, nu, nici vorbă. Învățătura cea cu adevărat ortodoxă arată că credința care te duce la locul luminat după ce mori, îți schimbă mai întâi aici, pe pământ, stilul de viață pe care îl trăiești. Și prin asta poți să te asiguri tu, încă de acum, tu singur, că vei avea parte cu Dumnezeu la locul luminat? Nu ai nevoie de rugăciunea preotului, nici chiar a ta, căci iată cum vorbește preotul profesor Dr. Ion Bria, în dicționarul de o teologie ortodoxă. Credința, spune Sfinția sa, este acceptarea făgăduințelor lui Dumnezeu care se manifestă în prezența lui Hristos. Deci până aici ne spune ce este credința, că adică prin credință tu accepti făgăduințele lui Dumnezeu. Care făgăduință? Aceea pe care o citim la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 11 până la 13, unde ni se arată că, acelora care îl primesc pe Hristos, Dumnezeu însuși le-a dat autoritatea și puterea să se facă fi ai lui Dumnezeu. Și tu faci asta în prezența lui Hristos, cum învață dicționarul nostru. Deci, prin credință, tu ai venit în fața lui Dumnezeu, prin Hristos și în tine lucrează de acum puterea lui Dumnezeu. Iar lucrarea aceasta, pe care o face credința acum în tine este o schimbare extraordinar de mare și de puternică. Lucrarea aceasta a credinței cu adevărat ortodoxe, așa cum ne spune mai departe preotul profesor Ion Bria, determină un nou stil de viață, o schimbare a spiritului prin pocăință. Iar aici preotul Bria ne trimite la Biblie, la Cartea Fapte, versetul 38 din capitolul 2, unde citim că oamenii se simțeau străpunși la inimă, după care se pocăiau, se botezau, primeau Duhul Sfânt și, în felul acesta, la urmă, erau adăugați de Dumnezeu la biserica lui, care chiar atunci fusese născută prin pogorârea Duhului Sfânt în mijlocul ei. Și ia aminte aici Dumnezeu este acela care adaugă la biserica lui, nu scrierea noastră, numelor noastre pe un registru de către cineva în baza unor ritualuri pământești. Numai Dumnezeu, atât, El adaugă numele acelora care au primit credința Lui, probată prin felul că trăiesc o viață cu totul nouă și că au asigurat Destinul veșnic. Omule, dragul meu ascultător și dumneata, draga mea ascultătoare, dă toată luarea aminte la aceste învățături care ne vin din partea celor mai mari autorități ale Bisericii Ortodoxe Române. Căci, da, dicționarul, este scris de un preot profesor doctor, dar are bine binecuvântarea celei mai înalte autorități a Bisericii Ortodoxe Române, prea fericirea sa Părintele Teoctist, și este publicat tot de oficialitate ortodoxă, de cea mai ortodoxă tipografie, hai să zicem așa, dacă aș putea zice așa, de către Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Aici avem cele mai sigure documente ale ortodoxiei pe care le moștenim de la mostrămoșii noștri în istorie până la sfinții părinței bisericii. Ia seama bine, deci, la învățăturile acestea. N-ai să te poți dezvinovăți cu nimic înaintea lui Dumnezeu la vremea judecății. Știu că te uiți în jur și nu auzi foarte des astfel de învățături. Poate nu le-ai auzit chiar niciodată. Știu și că, nu vezi nicăieri sau aproape nicăieri că se practică astfel de învățături. Asta însă nu contează. Tu ai fost azi expus adevărate învățături ortodoxe. Alta mai mare ca asta nici că mai există, pentru că învățăturile acestea ne vin direct de la Sfinții Părinței Bisericii și sunt confirmate de Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu. Ia minte așadar că, dacă vrei să ai parte la locul luminat, trebuie să ai dovada asta de aici, de pe pământ, din timpul acesta în care trăiești. Sfânta tradiție ortodoxă este plină de învățăturile acestea adevărate, în ciuda tuturor învățăturilor și practicilor de doi lei care bântuie cu grămada printre noi. Cum zicea preotul Arsenie Boca, cum te prinde moartea? așa rămâi până cât ți-o hărăzit Dumnezeu pentru toți vecii. Părintele profesor Dumitru Stăniloae, înainte de moarte, cerea cu foc lui Dumnezeu să lase să mai trăiască. De ce? Pentru ca să se poată pocăi mai bine. Asta ne este arătat în cartea mică dogmatică vorbită. Ia aminte deci la figurile astea mari din ortodoxie și învață de la ei. Tu singur trebuie să te pregătești pentru locul luminat. Iar pregătirea asta se face prin credința pe care o practici în prezența lui Hristos și prin pocăință, credință în Evanghelie și botezul după pocăință, cum ne învață adevărata și curata credință ortodoxă. Și zic din nou, fii atent, Dumnezeu ne-a lăsat și posibilitatea să cunoaștem încă de acum, din timpul vieții acesteia, locul la care mergem după ce murim. Dacă tu trăiești un nou stil de viață, așa cum învață preotul profesor Ion Bria, atunci, lucru sigur, vei ajunge la locul luminat. N-ai să mai ai nevoie să aștepți la rugăciunea neputincioasă a unui om dacă ai primit credința despre care ne vorbește preotul profesor Ion Bria, adică prin pocăință, credință în Evanghelie și botez în prezența lui Hristos, atunci asta se vede în cuvintele gurii tale. În loc să te mai dai celui rău cât e ziurica de mare cum făceai înainte, acum ai să te dai lui Isus. Și în loc să zici celor de lângă tine să fie ai hăluia, ai să le zici să fie ai lui Isus. Și dacă în viața ta nu mai e minciună, bătăi, beție, curvie și alte rele, atunci lucru sigur, tu trăiești un nou stil de viață care, așa cum spune preotul mai departe, îți va asigura și destinul pentru eternitate la locul luminat.